Bună ziua, numele meu este Ivan Gabriel. Sunt la canalul Sulina. La pescuit. Am făcut o linie pentru răpitor. Și mi s-a agățat în talpă, ce făcut. Așa se întâmplă că nu lăsați pe jos. Intrăm pe apucă, uite. Picioare așa. Bine că se desface din papuci ăștia de acum. S-a făcut una pentru bibar. Și să încerc după aceea. Aici lângă bagaj. Ia să ajung și până la mare. Lasă aici că înțeles că este mult biban pe aici, avat. Vreau să spun că a luat biban frumos. Dau la pentru oblete, musculițe mici. Câțiva obleți, muscul pleacă de aici. Okay. Încercăm norocul. Asta cred că ori e biban, ori e avat. Ce faci, bă, tu mi-i alergi obleții mie. Facem și noi o marinadă de seara. Stai să-i alergi. Mai la amiază, așa. Ora 13. Am pretențioși oblete. Am slăbit curenții, dar nu știu de ce. Nu oblete la televizor. Este domnul din imagine. Mai jos să-l verific. A, s-au dus până la curenții, eram pescuit aici. Erau curenții mai mari și erau complicați în zona asta. Sunt curenții mai mici. Dacă am văzut și altă săritură. Am fost așa. Săritură de pește. Sau crap. Era rugină. Dacă joacă ceva chiar din de curent.
Aha. Imediat venim la tine. Și o trăsătură la musca mică aici la curent. Înapoi cu toată viteza. Ăștia vândă loc, ca și pe ceva să nu. Îmi dau tot aici. Nu am pe mai liniștit. Dacă nu, iau eu pe ăștia după pod, da. Mai dau o dată și schimb linia, da. Terminat dulciul globus. O să-i schimb că m-am enervat. M-am enervat rău, vreau să vedem. Ce nervos sunt, poate mai încălpă muște acum. Nu am mai fost nervos așa de mult. Să-și bate ăsta așa de mult așa. O, băși! Muștele. Frumos pe urete. O să le folosesc după pod acolo fiecare. Ideea era ca să încerc... să încerc răpitorul ăsta mare. Ieri am luat un avat după pod. La muscă roșie de 12. Să pun linia de o parte de... oblete și să pun pe aceasta de tai tu de oblete aici, vină tu de biban aici, am mers pe roșu colorat. Nu, cua nu te mai înfige, băi, dar să înfige până toate astea, n-am văzut așa. Huuu, iată bă, dacă și la sulina sunteți nebune, ce să ne mai facem la Ștefane? De că fără aici. E felul ce este. Am privit-o ăsta. Înțeleg linia asta de... de biboane. American. Prima dată îi dau un stat de suprafață. Și ieri în jos de pod i-am dat totuși. Bagajul de biban la muște. Uite vă să agățară și biosfera asta. Stratosfera. Ei, Fălcicu, nu avem timp nici să facem baie la mare, dă-te și aici. Nebun asta de muscul. Asta și asta. Furiat adăugă frumos. Atenție că vine tren, săgeată albastră e pe vânt. Coloratele și începe recuperarea. Viteză. Bine că am mai avut o mulnetă de rezervă. Dacă intră domnul Davat, ce intră la musca, mă? N-a intrat nimic deocamdată. Ia-mă nevantai. Intră vreo știu. Trebuie să-mi dau și pana afară, vreo? Am ajuns cu plumbul ca în jos. Aha, e de adâncă. Chiar adânc.
Mă dau puțin în zona de suprafață. Să văd dacă intră vreun avace. Trebuie să sărit acolo și... Ce pare intră? Ce jocul stânga-dreapta. Uite și pe... Nici aici n-a intrat. Să mai invitez așa. Să dau la curent. Și după aceea să las pe fundul. Să la după nu știu. A, mi-a atacat ceva. Cred. No, am luat eu plavul. Am luat prilină. Încă uităm în avadă. Dau după prima. Lasă. Pe fundul ăla. Du-te pe fund. Mă așez de ce pe fund. Nu știu că au văzut avatul pe aici. Da, eu cum. Te dai pe fund, da, pe fund. Faci trei. E biban, man. Ia, am văzut un avat. I-a dat cu ciuc, s-a uitat ce. Și zicea că te lângă mine a tras. Aici stai. Nu trebuie niciun biba. Așa ce nu stau pentru că
am, ia. Mai dau unul, ia. Să-ți dau unul ăsta principal. Urmă de pește, mă. Dar în toate direcții. Se-mi bagă așa. Și merg în trăză. Mai notabil, așa. Am strâns ideea, nu? La miază. De ce muscă frumos? N-am văzut asta una. Nu se curuș. Sfinciantă mea. Nu, ce lucru. Că ești interesant. De că un fel de tăiere. În bagajele aici. Am plecat la pot, că n-am timp de stabil. Bani, cam o ofertă să merg la... Sata asta descoperinte si mi-a crezut turta dulce. Am cumpărat niște turte dulce cu 3 lei. Nu știu, da? Mă uitam, i-am zis că e ciupercă. Nu văd ce ciupercă e asta mai. Acum în iunie, nu știu postul. Uscat. Trebuie să profităm de apă cât e rece. Cam la tot la un magazin se găsește. Mușterul, nu stați aici cu peștele. Ca să dau la răpitor la pod acolo. Mi-a luat aseară un abat, mai aici, patru la avazi. Dacă e treaba, mai dau la un oblet. Mai vrem să merg la mare. La cine să merg pe un canal. Cu domnul Relu la pescuit de biban. Dar e biban mare, așa nu se zice. Așa e. Am zis Cătălin, dă-i gata, că are din bani și altă. Oh, e mă, dacă nu mănâncă. Asta o fi biban de la pașnic. Am văzut mulți obleți în... Păi de-n jos, avat, chiar bibane au trăit aici, în jos de acolo. Aici este podul care e peste canal. Este un canal aici care se duce la Dunăre. Și peste podul acesta merge la plajă.
la Sulina. Sunt maxi taxi. Unul e la ora la fix și unul la 6:30. Sunt două maxi taxi care trec ori. De la plajă până la pensiunea Miliadu. Aici sunt taxiuri. Le duc clienții. Probabil că nu e nici prețurile. Pe la maxi taxi e 1,50 lei și se trece tot orașul. Când la taxi nu e așa scump. Ia să plimbăm tot de ziua și acolo este mare. Mai puteri și cu bicicleta. Taxiuri. Care te duc direct la plajă. Cățelule, tu ce faci, om? Da, a zis eu, garda și-a plecat. Cred că e criză și la... Nu mai place la... Vă niște nori, mulți mă întreabă. Cum e vremea la Sulina? Că e la noi aici. Este low. Data de 12 iunie. Au uite o blese. Am venit la urmat. Deci un șoare mare la mai mult. Cred că a venit avatul lui. Mă, ce o tânche cu manualul ăsta. Ce cu barca mai așa? Știu că e așa. Mă, știu unde lua bimba pe aia doar. Până în stânga la pui. Ah, l-am văzut pe biban, i-am văzut. Mamă, ce biban mare. Ouleu, m-a luat musca. I-am văzut pe acolo cu patrulor, de aia e pe apă de un metru. Le jucam musca să se jos. Frate, biban pe pod la Sulina, băi. Deci, turiștilor, fiți atent, faza aici. O linie din asta pentru biban cu musculițe. Vă ajută să vă distrați. Și mai știți voi ce vă ajută? Să faceți o saramură. Da, aici în stânga podului, cum ați spus, uite și șerpele. Uite, ăștia sunt până pe... Bă, nu știu, dar am auzit ieri la șoferul de maxim taxi. Fanta. Știți care e ideea? La distanța cam lungă și apa mică mai. Un ultima muscă mai. Aproape de... Nu e frumos asta, Daniel. Căutam bimbanul pe vâltoare pe acolo. Și ca ce era aici la pod. Își făcea siesta pe aici, dar mai venea unul mai mare, zici că are o jumătate. Vorbim cu doamna la bucătărie, facem o înțelegere cu doamna, eu vă dau un biban. Un pește proaspăt și vrea să-mi prăjezi și mici. Da. Ce-a găsită supună? Ce-a
frații tăi, dar nu le zici nimic. Mai grijă. Uite, șarpele a apucat și ce a avut, mă, scoic. Prima musculoasă pe la față. Pe linie mică. Linia lungă. Aia acum. Șmecherie, că el arunca sub pui. Că am văzut și mult. Nu avem să jurim, mă. Da, mă, trebuie la urmă ăsta. Nu am făcut treaba. E o plezire.